Bună seara, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Valentin Popa nu mai este de astăzi ministru al educației. Demisia vine după o discuție cu Liviu Dragnea și în condițiile în care a fost cerută de liderul UDMR. Kelemen Hunor s-a declarat nemulțumit de ordonanța privind predarea limbii române în școlile minorităților naționale. Fostul șef al jandarmeriei a fost audiat astăzi la parchetul general în dosarul violențelor de la mitingul din 10 august. Sebastian Cucoș a fost așteptat cu huiduieli de un grup de 10 protestatari și a refuzat să facă declarații jurnaliștilor. Tudorel Toader a cerut membrilor CSM să urgenteze procedurile de selecție și numire a procurorilor care vor face parte din secția specială de anchetare a magistraților. Ministrul Justiției spune că nu vrea să fie depășit termenul de 23 octombrie, fără ca secția să fie operațională. Liviu Dragnea este convins că premierul a avut o prestație foarte bună la Bruxelles. Președintele PSD spune că oficialii cu care s-a întâlnit Viorica Dăncilă au înțeles că adevărul este altul decât cel cuprins în materialele mincinoase care ar fi fost transmise Parlamentului European. Un nou focar de pestă porcină africană a fost descoperit în apropierea orașului Galați. Este vorba despre o fermă cu 34 de porci, unde a fost descoperit un mistreț mort. Toate animalele vor fi eutanasiate. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.